Iubiții mei, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre dumneavoastră de aici va trebui să plecăm din viața asta. Și am observat ceva, că sunt trei locuri în lumea asta unde toți oamenii sunt egali. Și primul loc e biserica. Sângele lui Iisus Hristos ne face pe toți egali. N-am văzut nici la voi, nici la Deva să scrie pe vreo bancă, aici stau doctori în teologie, doar ei. Pe altă bancă să scrie, aici stau numai milionari. Nu, sângele Domnului ne face pe toți egali. Mai este un loc unde suntem egali. În spitale, în fața durerii, în acela salon. Stă și bogatul și săracul, și ăla cu trei facultăți și ăla cu două clase. N-am văzut în viața mea pe cineva care să intre într-un salon de spital și să spună pe mine nu mă bagi în salon numai cu ea care știu engleză. Nu mă jignesc să mă bagi cu femeia de servici cumva. Nu. No. În fața durerii știți cum cad pretențiile. Dar ar fi bine să ne cadă pretențele cât timp suntem sănătoși. Și atunci vom înfrunta mai ușor durerea. Am observat oameni cu care nu poți vorbi cât timp au bani, sănătate, conduc o mașină puternică. Nu ai cum să vorbești cu ei. Dar vine Dumnezeu și apasă. Mai suntem egali, iubiții mei, la cimitir, în fața gropii. Suntem egali. N-am văzut că pe ăla care au fost cu nu știu ce relații, să zică, auzi, îi facem cimitir separat. Nu-l băgăm la 2 metri, îl băgăm la 50. Îl băgăm așa pe lângă aur. Îi băgăm și iPhone-ul în groapă și încărcătorul. Nu. Moartea ne face pe toți egali. Însă este un lucru despre care Pavel spunea că și-l dorește cu orice preț. Să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Știți că acolo nu mai suntem egali. Iubiții mei, învierea face diferența. Dar nu între doctor și femeia de servici. Iertați-mi expresia sau comparația. Nu între informaticieni și profesori. Prima înviere face diferența între oamenii care au trăit cu Dumnezeu și oamenii care n-au trăit cu Dumnezeu. Mai spun ceva și intru în mesaj. Să nu credeți că bogații ajung în iad neapărat și săraci ajung în cer. Că dacă era așa, veneam la voi în șlap și în second hand, ca să credeți că sărac. Vreau să vă spun că bogații ajung în cer și săraci în iad. Pentru că cei mai bogați oameni pe care i-am cunoscut sunt ăia care îl au pe Dumnezeu. Și cei mai săraci sunt ăia care numai bani au, altceva nu. Numai relații, numai haine, numai pantofi, numai case frumoase, dar altceva nu mai au. Pentru aia se spune că atunci când unii mor, pleacă de acasă și alții când mor, pleacă acasă. Spunea Pavel ceva frumos. O zis Pavel, zice, aici stăm într-un cort și cortul se trece. Nu? Acum, noi mai tăpunem fond de tăm pe el și ies mai tăpunem nu știu cât e pe el. Apropo, cel mai bun fond de tăm pe care vi-l recomand și singurul, îi slava lui Dumnezeu. S-a dat Moise când a coborât de pe munte cu fond de ăsta de ten, dar nu știa că este strălucește față. Noi știm, noi stăm în fața oglinzii, numai că nu mai știu ce e de lângă noi, asta e problema. O zis Pavel, zice, cortul ăsta se trece, dar avem în cer la Domnul o casă care nu e făcută de mână omenească, ci este veșnică. Acum vreau să vă întreb, unde trimiteți mai multe materiale, în cort sau în casă? Acum, dacă stau într-un cor pe munte și am o vilă lângă și voi spuneți, bă, dar ce cor slab ai, eu nu mă supăr. Așa e că te superi când spune că ești grasă. Că ai riduri. Că nu-ți stă bine rochia sau costumul. Hai că te superi. Știi de ce te superi? Că încă pui preț pe cort. Că dacă ai fi început să pui preț pe casă, nu te-ai supăra. Că oricum trece cortul, nu? Și într-o zi îl părăsim. Iubiții mei, vreau să vorbesc în seara asta despre 5 greșeli pe care bogatul le-a făcut în timpul vieții și 5 greșeli pentru care a ajuns în iad. Repet, nu a ajuns în iad din cauza banilor. Obișnuiesc să spun că banii sunt neutri. Nu există bani sfinți, nici bani păcătoși. La fel cum cuțitul e neutru. Cuțitul din bucătărie, dacă ești un om mânios,
Dacă ești un bătăuș, dacă ești un om care te enervezi repede, face din tine un infractor în maxim 2 ani de zile. Și dacă ești un om care îți place bucătăria, s-ar putea să facă Masterchef din tine, același cuțit. De ce nu închizi guvernanții cuțitele în pușcării și o închizi pe criminali? Că nu-i cuțitul de vină, ci omul. Tot ce avem noi e neutru, iubiții mei. Felul în care gestionăm lucrurile care le avem, bani, casă, aer, sănătate, timp și altele, contează sau depinde în funcție de caracterul care îl avem. Prima greșeală pe care bogatul a făcut-o și pentru care a ajuns în iad a fost faptul că a pus mai mare preț pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Haine foarte scumpe în vremea aceea. Știi ce rău e să ai caracter ieftin și haine scumpe? Să ai costum de la Armani cu 2000 de euro și să trăiești în minciună. Atât de tragedie lucrul ăsta. Erau haine care greu făceai rost de ele în vremea aceea. Erau haine de top. Haine care se importau cu greu, le găseai cu greu, dar și când le găseai și ieșai în oraș, toți te aplaudau. Unii te și invidiau. Toată viața asta vrut bogatul, să fie apreciat pentru ceea ce poartă, pentru ceea ce are. Sunt aici mulți tineri care nu v-ați căsătorit încă. Cei care v-ați căsătorit, nu mai aveți ce face. Dar cei care nu v-ați căsătorit, ascultați-mi un sfat. Nu mai puneți preț pe ceea ce are băiatul sau fata, ci puneți preț pe ceea ce este băiatul sau fata. Mașina care eu am eu în parcare, pot să fac praf în 2 minute. Dacă nu sunt atent într-un accident, am făcut-o praf. Caracterul pe care eu îl am, îl duc cu mine până în ziua morții mele. Și personalitatea mea mă însoțește dincolo. Sufletul și Duhul pleacă dincolo. De aceea valoarea ta nu-i dată de ceea ce ai, ci de ceea ce ești. Și dacă ești copilul Domnului, ești un om binecuvântat.